Comisia Națională a României pentru UNESCO a publicat lista unităților de învățământ propuse de Comitetul Național de Desemnare pentru a deveni școli aspirante pentru UNESCO. Trei unități de învățământ din cele 13 cuprinse în lista acceptată de comisie sunt din județul Hunedoara. De ieri, Școala Gimnazială Densuș, Școala Gimnazială Sântă Mărie Orlea și Liceul Teoretic I. din Hațeg, la inițiativa Școlii Gimnaziale Aron sunt școli UNESCO. S-a încheiat astfel o etapă importantă în creșterea rețelei educaționale EduGeopark. Școlile aspirante pentru UNESCO sunt parteneri instituționali ai Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, reprezentând o formă de susținere și confirmare cu valențe reputaționale, iar statutul de partener instituțional acordat de Comisia Națională a României pentru UNESCO nu implică aspecte financiare.